Câmpulungeanul Teodor Șerban a participat timp de 3 zile, de sâmbătă și până luni, la Cupa de Iarnă, competiție de tenis de câmp ce s-a desfășurat la Râmnicu Vâlcea. A evoluat la categoria de vârstă jucătorii sub 10 ani și, într-o serie cu 10 sportivi, s-a clasat pe locul întâi. A dispus în sferturile de finală cu 2-0 de Federico Lopez, în semifinale cu 2-0 de Ioan Roșca și apoi în finală tot cu 2-0 pe seturi 4-2, 4-2 de Luca Pistol, CS Tenis Amici Târgu Jiu. Bravo.